Luptătorii de la MMA Academy sunt în plin proces de pregătire pentru ultima gală KOK din acest an. Clubul din capitală va fi reprezentat în turneul de bază de doi sportivi. Grigore Panfilii va lupta cu Mindauga Severs Biscas din Lituania, iar Dumitru Capmari se va duela cu bielorusul Alexei Dubinin. Cred că ar vrea să câștig înainte de timp. Pur cu knockout, cu strangulare, cu durere, ar vrea să câștig înainte de timp. Asta e dorința mea de a încheia acest an cu succes. Desigur, eu îmi doresc ca lupta să repede să termine, dar cum m-a dat Dumnezeu. În afară de luptele de pe tabloul principal, în cadrul galei va fi organizată și o competiție la categoria super grea. Organizatorii au decis să introducă în program acest mini turneu ca să sporească popularitatea luptelor KOK. Так как все знаем, что тяжи это самые зрелищные бойцы. Их все любят, на них ходят зрители, их покупают телевидение, ихние бои. Не только надеюсь, но уверен, что наши бойцы в скором будущем будут выступать везде в мире, в больших проектах мировых. Gala Eagles KOK World Series va avea loc pe 14 decembrie la sala polivalentă din Chișinău. Luptele vor avea loc după regulile de K1 și MMA. Cel mai așteptat duel al galei va fi întâlnirea în ring dintre moldoveanul Constantin Țuțu și marocanul Ibrahim El Bouni.